Bună seara, Sorin Coliban! Bună seara, Lunița Runescu! Bine te-am găsit! Mă gândeam azi dimineață că dialogul cu tine de astăzi ne prilejește de fapt cea de-a treia vizită la Viena. Așa că mulțumim că ne primești în apartamentul tău vienez. Da, cu plăcere, cu multă plăcere. Și mulțumesc pentru invitație și mi se pare o idee minunată, ideea pe care ai avut-o și mă bucur că s-a desfășurat până acum cu bine și cu succes. Gata, a trecut greul, tu ești penultimul intervievat, ca să spun, mai este doar Roxana Constantinescu. Pentru ea ne vom muta la Paris mâine, așa că, cum spuneam, tu trebuie să ne vorbești despre Viena, orașul în care te-ai mutat, de fapt, în ce an? În 2004, deci anul acesta sunt 16 ani și mai întâi am fost la Volksoper, angajat la Volksoper în ansamblu, dar am cântat și la Staatsoper din când în când, nu tot timpul, pentru că aveam destul de cântat la Volksoper. Și din 2009 sunt în ansamblu de la Staatsoper, de la Opera de Stat din Viena. Deci ai devenit rezident pentru că profesia te-a dus la Viena și datorită faptului că ai avut aceste angajamente în ansamblu de soliști ai celor două instituții, normal că ai rămas la Viena. Știi ce am aflat în celelalte două interviuri? Deci primul a fost cu mezzosoprana Ruxandra Donose, cel de-al doilea săptămâna trecută cu soprana Rodica Vică și Rodica îmi spunea, de fapt, știi că eu locuiesc în același cartier, destul de aproape de Ruxandra. Tu locuiești în același cartier cu ele sau cum e? Nu, cred că nu. Eu locuiesc undeva, să luăm așa pe hartă, în sud-vestul Vienei. Dar foarte aproape de Opera de Stat, deci la 2 km distanță. Adică ești aproape de Ana Netrebko, vrei să spui, nu? Nu, Ana chiar nu este pentru că, nu pentru că Ana este exact pe partea cealaltă a operei. Exact, deci sunt uitat, ea este foarte activă pe Instagram și noi toți am văzut fotografiile pe care le tot postează de pe terasa ei minunată, cu vedere chiar în piața. La Stephansdom. Da, eu știu unde. Deci, ciudat, eu am locuit inițial când am venit la Viena, la un minut de unde locuiește Ana Netrebko acum. Deci foarte aproape. Deci ea locuiește la așa numita Franciscană Plaț și acolo este Biserica Franciscană și Mănăstirea Franciscană. Și eu eram exact în spatele bisericii. Deci o clădire de la 1800 și ceva. Oh, splendid. Dar era oricum refăcută, nu arăta da, așa. Categoric și nimănui nu era teamă să locuiască în acea... Nu, arăta chiar foarte bine. Multiseculară, da. Da. Îți place la Viena, nu? Te-ai mai invitat de acolo? Să știi că mi-am pus această întrebare. Probabil că singurul loc unde mi-ar mai plăcea să trăiesc mai lung așa, ar fi în sudul Franței. Deși n-am stat foarte mult acolo, am fost de două ori la Monte Carlo și am cântat cam așa, cam o lună prima oară, doar a fost numai repetiții, de fapt. Și mi-a plăcut foarte mult și, în general, îmi place Franța. Cred că nu sunt singurul român căruia îi place Franța. Exact. Probabil că asta ar fi a doua șansă dacă... Acum, după Staatsoper, pentru că trebuie să spunem că la Staatsoper nu mai sunt de la 1 septembrie, dacă primești ceva în Franța, în sudul Franței, va fi foarte frumos. Haide, succes! Eu țin pumnii, ar fi grozav. Da, știi de ce te-am întrebat? Pentru că, uite, îmi spunea și Anita Hartig, ea s-a și mutat, de fapt, de un an și ceva la Madrid. Și mi-a spus că a simțit nevoia să plece într-un loc, în primul rând, cu mai mult soare și ceva mai cald decât este Viena.
Și, bineînțeles, că am mai avut și alte motive și mai importante decât atât. Nu, dar în orice caz, ea ne mai fiind fixă în ansamblu, a fost și ea la începutul carierei, dar foarte scurt, a fost câțiva ani la ansamblu de la Tazoper. Ne mai fiind aici fixă și având foarte multe contracte în toată lumea, o să spun, este egal de unde pleacă pentru aceste contracte. Exact. Exact. Da. Ei, revenind la tine, așadar, mariajul tău, să spunem, cu Staatsoper din Viena se încheie de la 1 septembrie, da. Odată cu administrația lui Dominic Meyer, nu? Da, pot să spun că am avut șansa să fiu în toți cei 10 ani din direcția Meyer. Direcția Meyer a durat această sumă rotundă de 10 ani, exact. Și un an angajat în vechea direcție a maestrului Ioan Hollander. Da. Deci 11 ani la Staatsoper plus 5 ani la Volksoper, 16 ani la Viena. M-am gândit că este cazul să plecăm și mai departe, să nu rămân până la pensie aici. A, da. Chiar întrebarea mea era dacă noua administrație a făcut așa o reorganizare, deci hotărârea îți aparține sau, mă rog, sau... Da, mare parte îmi aparține mie și, pe de altă parte, nici nu țineam neapărat să mai rămân, pentru că am cântat foarte multe roluri aici la Viena și mai mult de ce am cântat, nu știu... Nu țineam neapărat să cânt Votan sau Parsifal, Gurneman, sau sunt roluri mai mari decât Filip al doilea, pe care l-am cântat deja și ce-ar mai fi fost? Poate Zacaria Nabucco, dar eu Zacaria oricum nu țin neapărat să-l cânt. Consider că nu este neapărat pentru vocea mea. Mm-hmm. Da, și cauza asta am zis că chiar nu are niciun rost să mai rămân. Și mi s-a spus să fac o discuție cu ei și nu m-am mai dus la acea discuție și bineînțeles că s-a terminat. Ei așa. Au făcut discuții cu fiecare membru din ansamblu de soliști, așa s-au derulat lucrurile? Nu chiar cu fiecare, deci din păcate mulți au primit așa o refuz fără să discute cu ei și mulți nu au fost nici măcar invitați să dea acea audiție pe care mulți au primit-o și mulți nu. Deci a fost un fel de audiție numită probă de muncă, Arbeitsprobe în germană, și mulți nu au primit nici măcar această posibilitate. Așa se întâmplă de obicei? Nu, eu nu mă așteptam să fie așa o situație ciudată, pentru că... Adică Dominic Meyer, în momentul în care a venit după directorul Ioan Hollander, a avut aceeași inițiativă de a asculta soliștii? Da, a avut inițiativa de a asculta soliști noi. Dar el a spus din ansamblu, am auzit pe toți, pentru că a și venit la foarte multe spectacole. Și probabil că au mai fost cazuri unde, asta nu știu eu, că nu știu pe ce s-a întâmplat cu mulți dintre colegii mei, cazuri unde el a zis, da, pe anumite persoane nu l-am auzit decât într-un rol mai mic, poate că vrea să ne cânte ceva, că știu că au mai fost câțiva din ansamblu care au făcut audiție, dar foarte puțin. Deci, de ordinul 4 sau 5 maximum. Și în orice caz, din câte știu eu, bine, în afară de oamenii care au vrut ei să plece, că au fost unii care au vrut să plece atunci când a venit el, el i-a ținut pe toți ceilalți. Deci o inițiativă destul de, cum să zic, lăudabilă. Lăudabilă, pentru că adevărul este cam așa se întâmplă. În momentul în care se schimbă administrația unui teatru și nu numai a unui teatru, noua administrație vine cu propria lui echipă. Acum, echipă, sigur, administrativă, dar artistică e un pic ciudat, într-adevăr. Da, știi de ce te-am întrebat? Pentru că m-am uitat pe stagiunea viitoare și nici un nume de artist român. Serios? Da. Dumitrescu, Dan Paul Dumitrescu. Da. Dan Paul Dumitrescu era. Și Ileana Tonca. Țin și cu Ileana. Da. Dar unde e Valentina care a făcut atâtea... Deci, în orice caz, eu la un moment dat am primit și de la ei o scrisoare în care mi-au spus că dacă oricum ei le pare foarte rău că s-a decis așa, dar că ei oricum vor să facă totul nou.
Ceea ce înseamnă că vor, principiu, probabil, nu mă refer la staruri, că starurile am văzut că se întorc. Cântă. Da. Dar da. În principiu, în ansamblu, vor în proporție de 90% să fie alte persoane. Da. Bun. N-am spus despre cine vorbim. Vorbim despre noul director al Operei de Stat din Viena. Se numește Bogdan Rožić. Este un fost director, manager de la Casa Deka și da, care... Sony, de la Sony, din câte știu eu. De la Sony, din câte știu eu. Nu, nu, de la Sony, deci a fost inițial, după mai multe joburi făcute la radio aici, în Austria, și la televiziune, cred că a avut ceva așa mai scurte, a fost șeful Sony Austria, pentru că eu am și făcut o înregistrare cu Sony Austria atunci când era el șef, cu Erwin Schroth am înregistrat, printre altele, și finalul operei Don Quixote de Massenet, dar nu ca Don Quixote am fost, eu am fost ca Sancho Panza. Este un final super. Bun, chiar de verificat acolo mă gândesc, mie îmi rămăsese casa de disco. În orice caz, vine din... Și dacă nu sunt împreună acum, dacă nu lucrează împreună. Da. Mm-hmm. Posibil. Știu că Deka oricum nu mai există și probabil că a fost asimilată de Sony. Și ulterior a ajuns la puțin timp, cred, după acest disc pe care l-am făcut în 2012, a ajuns directorul general, deci la pe Sony general director sau intendant sau cum să numi, nu știu exact cum se numește la ei. Dar în poziția de director de teatru nu a mai fost până acum. Exact. E în debut ca director de teatru, dar vine în tandem cu un dirijor pe care eu îl apreciez foarte mult, cu Filip Iordan, nu? Eu nu pot să spun nimic pentru că nu am lucrat niciodată cu el. În afară de această Arbeitsprobe pe care am avut-o, unde a lucrat un pic cu mine, pe Wagner mai ales, că am cântat o arie foarte grea, aria lui Alidoro din Cenerentola, de Rossini, fără tăieturi, toată aria. Și după aceea mi-a cerut să cânt un Wagner. Și pe Wagner a lucrat și cam asta a fost cea mai importantă întâlnire a mea cu el. Și nu pot să spun că ne cunoaștem. Da. Hai să vedem ce ne poți spune despre perioada aceasta de pandemie și de pauză totală în ceea ce înseamnă teatru lir. Da. Cum a fost la Viena și cum a fost ca solist al operei vieneze pentru tine? Da, deci în primul rând a fost un șoc pentru că nimeni nu s-a așteptat. Deci noi, în momentul în care s-au introdus primele măsuri la Viena nu au fost așa de, cum să spunem, definitive, adică să se stea acasă, să nu se iasă. Au fost un pic mai puțin restrictive și puteam să mergem să repetăm. Da. Ne dădeau voie să mergem să repetăm. M-am uitat puțin, tu abia te întorsesei de la Elbphilharmonie, nu? Acolo da, unde am, da, da. Unde am debutat privat, cum s-ar spune, prima oară, eu ca și solist, că eu mai cântasem acolo cu un mic turneu al Staatsoper în 2017, mi se pare, sau... Nu, 18, unde am fost cu toții și am cântat semi-regizat un Nunta lui Figaro acolo. Dar a fost un spectacol închis în sensul că a fost cumpărat de o navă din asta mare de turiști, de transport de turiști. Kreuzfahrt, cum se numește în germană, nu știu. Navă de croazieră în română. Exact. Și a fost spectacolul complet cumpărat de acești turiști. Deci toată sala a fost plină de turiști din această navă. Și a doua oară, debutul meu clar, a fost acum în februarie, pe 23 februarie, într-o duminică, cu Beatitudinile de César Franck, unde am cântat rolul Satan și Îngerul Morții. E o lucrare mai puțin cunoscută, dar este superbă. Da. Deci ai apucat să faci acel concert și te-ai întors, de asta te-am întrerupt, și te-ai întors deci la... M-am întors mai întâi la Volksoper, pentru că trebuia să cânt Monterone într-o nouă producție la Volksoper, care de fapt nu era nouă complet, dar s-a repus în italiană. Inițial a fost făcută acum câțiva ani, în germană.
Și de atunci n-a mai fost reluată și acum urma să fie reluată în italiană, aceeași producție. Deci era relativ nouă. Și am repetat destul de mult. Deci de pe 24, când m-am, 25, de fapt, când am început din nou să repet la ei, până pe 11, când a fost repetiția generală. Și după repetiția generală, am aflat că s-a S-a terminat, că nu mai închis. dăm spectacolul. S-a închis. Dar noi am sperat până în ultima clipă că măcar în luna aprilie vom putea face ceva spectacole la Volksoper. La Staatsoper aveam și acolo destulă. Aveam Tosca, Angelot din Tosca s-au anulat toate trei spectacolele și totuși am sperat pentru că dacă nu s-ar fi anulat până la sfârșitul stagiunii, ar fi trebuit să mai cânt de 4 ori în Freischütz, Eremitul, pe urmă de 3 ori, mi se pare, Aida, Ramfis, tot așa de vreo 3 ori în Nunta lui Figaro Bartolo, deci am pierdut Da, multe spectacole. și așa realizăm, de fapt, ce hard work, ce muncă grea are un solist în ansamblul operei de stat din Viena. Adică multe spectacole și cu roluri extrem de variate. Absolut. Așa că Da, sunteți. nu este foarte ușor, tocmai din acest punct de vedere, să am dat și un interviu în Adevărul de curând, în care spuneam cât de greu este să fii în ansamblul la Staatsoper. Și un singur lucru cum l-am pomenit în acel interviu, că la ora actuală s-a făcut un studio de operă aici la Staatsoper, care ani de zile nu a existat. Deci, acest Da. studio de operă a existat undeva, mi se pare, la începutul direcției Hollander, foarte scurt, și după aceea s-a desființat. Așa. Și de asta spun că sunt foarte, foarte mulți tineri care au venit în acest studio și fără experiență, și mi se pare un pic cam hazardat să aduci atât de mulți tineri în ansamblu într-un repertoriu în care trebuie să cânti o grămadă de lucruri diferite. Da, dar Și să ei fac acoperi foarte mult. roluri foarte, foarte mici, dacă sunt Nu, în. tocmai că asta m-am gândit și eu și după aceea, uitându-mă în program, am văzut că nu chiar. Și deci Deci studioul sunt... acesta, nici n-am știut că există studioul acesta, a fost înființat când? Acum? A fost înființat pentru stagiunea viitoare. Audițiile au început relativ târziu, chiar foarte târziu. Deci, cred Deci a că fost undeva prin înființat septembrie au de început. Bogdan Noua Rugici. direcție, Da. exact, da. Și Am audiția a înțeles. început undeva târziu, pentru că am realizat că anumite cunoștințe ale mele, care mai cântaseră cu Staatsoper în opere de copii, au Da. fost angajați în ultima clipă. Deci, un pic înainte de a începe corona, toată nebunia asta cu pauza. În orice caz, nu, ni s-a spus, nu durează decât 3 săptămâni, de la jumătatea lui aprilie reîncepem. Și după aceea am văzut că s-au luat măsuri și mai drastice, deci că nu mai poți să ieși afară, că nu mai poți să mergi decât cu mască, nu mai Da, au voie să se bine, întâlnească mai asta, mult de nu știu câte persoane. da, lucrurile astea au luat amploare de la o zi la alta Da. și. Bine, acum lumea spune că din cauza faptului că Austria e foarte apropiată, are graniță directă cu Italia și graniță destul de mare, de aceea a fost teama foarte puternică, pentru că în Italia știm cu toții că este un dezastru. În continuare se moare. Și de aceea guvernul austriac s-a decis cât mai repede și cât mai drastic să ia măsuri. Și deocamdată, slavă Domnului, sperăm să nu mai vină al doilea val, deocamdată nu sunt decât sub 700 de morți în Austria. Da. Spune-mi ușor, ușor, cum își reia activitatea Staatsoper din Viena. Am văzut niște vești bucurătoare. Nu? Deja, Da. deja, spune tu că ești de la fața locului și chiar implicat. Da, legal, începând de la chiar începutul lunii iunie, se pot face concerte și spectacole în general, dar numai pentru 100 de persoane Da. în Austria. Și trebuie să se intre cu mască, în foaie, până la loc. Când te-ai așezat pe loc, abia poți să scoți masca și trebuie să stai separat de ceilalți. Deci, Da. Staatsoper totuși s-a decis să nu stea pe bară și să facă 14 concerte.
Un pic ciudat, numai pentru 100 de persoane și numai, deci toate persoanele Asta sunt în vreau să te parchet. întreb, cum e pentru voi să te Da, regăsești toate într-o persoanele în sală parchet. ca operei vieneze și în față să nu ai decât un număr? Cred că niciodată nu Da, vi se s-a mai întâmplat întâmplă, așa ceva. da, la repetiții, că la repetiții câteodată nu e nimeni în sală. Sunt repetiții unde nu există public. Cam așa arată totul. Și în orice caz sunt două feluri de concerte. Sunt concertele cu staruri ale operei. Printre pe cine să pomenesc, printre aceste staruri, Michael Schade este unul dintre aceste nume. Günter Groesbeck, care cântă foarte mult și la Metropolitan, și Juan Diego Flores. Dar am văzut, adică toate concertele sunt cu pian, predilecție cu pian, probabil că Flores va cânta și ceva cu chitară, încă se poate acompania singur. Da, 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 da. Dar în general nu este o formație orchestrală. Deci nu cu constat pian și... într-un fel cu cei care au titlul de Kammersänger, Kammersängerin, deci vedetele Da, într-adevăr exact. Da. Ale operei de stat din Viena. Da. Stoianova, Casimira Stoianova, este Stoianova, ultima da. În această serie. Și Camila sunt recitaluri Nylund. De lead. Lead, voce Da, pian. De lead, de lead, da. Tocmai că m-am uitat pe toate repertoriile acestor concerte și toți cântă numai lead. Și Da. Se vor face în fața cortinei de fier. Deci, cortina trasă și în față, unde în mod normal stă orchestra, se acoperă și se pune un pian. Da, într-adevăr, o cortină de fier a devenit cortina în această situație. Da, la opera. Da, și celălalt tip de concerte, mai sunt în total 14 concerte, sunt cu soliștii din ansamblu și sunt pe tematici. Deci, primul a fost cu Mozart, pe 9 iunie, după aceea pe 12, mi se pare, unde am cântat și eu, cu tematică belcantescă, deci din operele de Rossini, da. Donizetti și da, Bellini. Da, da. A avut și un titlu și... foarte interesant, Una furtivă lacrimă, da. Exact, da, da. Da, eu sunt cu Don Pasquale. Adică am cântat duetul din Don Pasquale cu Norina. Cu și cine l-ai cântat? Cu cine? Cu Andrea Carroll din America. Care e foarte trist acum că ea, americană fiind, a avut foarte multe contracte în America. Să facem o paranteză, și a pierdut aproape toate contractele din America, inclusiv debutul său la Metropolitan. Da, ca și Metropolitan. Ramona noastră, Ramona Zaharia, și ea a ratat spectacolele cu Carmen, care ar fi trebuit să fie în octombrie, ea în septembrie ar fi trebuit să fie acolo. Da, atâta trist, timp cât se reia, da, cât se reia, mă rog, sau începe stagiunea pe 31 decembrie, s-au dus. Da, da. Iar ultimul a rămas concert, doar Anita. Așa, scuze. Da. Ultimul concert este cu orchestră. Tot în fața cortinei va fi, nu știu cum vom face, dacă va fi destul loc, bănesc că în orice caz nu vor aduce orchestra mare, va fi orchestra de Mozart, de... Donizetti, de Bellini, dar nu știu cum vor face, spre exemplu, unul dintre colegii noștri, fost coleg, dar actual star internațional, va cânta aria olandezului și din câte știu eu cântând și eu olandezul la viața mea, acolo ai nevoie de cel puțin 65, dacă nu chiar mai mult. Și de cine vorbești? De cine de vorbești? Tomáš Konieczny. Aha. Care mare da. Cântăreț wagnerian, da, așa e. A pierdut și el contracte la Bayreuth acum, stagiunea aceasta, pentru că s-a anulat. Vorbim și despre Bayreuth, da, mie mi s-a... Dar hai ca să încheiem, deci da, pe 27 iunie. Da, concertul, așa zis, de adio pentru direcția Meyer. Exact, da. În care am văzut că are un moment, mi se pare că și Ileana Tonca... Da, da, și eu cânt Valentina ceva... Naforniță, da. Și tu, ce eu cânt în ansamblu finalul în actului 2 din Nuntele Figaro. Da. Dar sunt foarte mulți cântăreți, sunt cam 37 de cântăreți anumerate. Da. Da. Dar de ce totuși la fața cortinei? Nu înțeleg neapărat. Nu știu, acum stau și mă gândesc, vorbind despre faptul că se face și Wagner,
Dacă nu pentru acest concert, vor deschide totuși, pentru că Da, nu înțeleg. Nu cred că avem loc în fața cortinei. Da. Exact, exact. Și probabil că orchestra va fi în așa fel aranjată încât, am înțeles că la suflători e mai complicată apropierea, Da, deci da. suflătorii să fie dispersați, mă rog, peste un metru. Probabil că pentru a nici nu intra foarte mult în contact orchestra, vor încerca să-i pună în orchestră, în Și fosa cum de va fi orchestră. Wagner? Dacă spui că Wagner va fi în program, Este Wagner cu prevăzut, orchestră da. camerală, nu știu, mai facem un Da. interviu să ne povestești. Da, și eu sunt foarte curios, pentru că Mozart mai merge, Rossini mai merge, Donizetti, dar Da. La Wagner trebuie să sune Wagner. Exact, exact. Da. În fine, într-un fel trebuie să se găsească soluții și trebuie mers mai departe. Da. Da. Nu, eu am mai pierdut și un concert, aveam un concert cu Misa Solemnis la Odense, în Danemarca, cu dirijorul principal de la opera de Royale din Copenhaga. Și am pierdut. Da. Asta este tot din cauza. Spuneam de mers mai departe. Deci, de mers mai departe, pentru tine, reținem așa, că mergi fără opera de stat din Viena, că ar fi preferabil ceva care să îți permită să te stabilești în sudul Franței. Da. Și acolo să pleci cu cățel, cu căței tăi, nu? Da. Cu tot. Da. Cu întreaga familie, da. Ceva fest ai spre care să privești în viitor? Păi, deocamdată am ceva fest tot la Viena, la Volksoper. Poftim? La Volksoper. Acela de la Volksoper. Da, da, deci tu, Timur în Turandot, în... Primul spectacol mi se pare în 14 februarie și până pe 14 martie vor fi spectacole. Uh-huh. Și voi avea privilegiu pentru prima oară să apar ca și invitat la Volksoper, nu mai în ansamblu, ci invitat. Da, după atâția ani în care, exact. Da, da. Erai cumva de-al casei, de-al lor. De-al casei, da. Și mai am trei concerte în Germania și în Danemarca, printre care unul chiar la Hamburg, la vechea filarmonie din Hamburg cu Misa Solemnis de Beethoven. În speranța că nu se vor anula. Există și... Da. Da, și mai sunt în discuții și pentru alte, dar deocamdată încă nu le-am semnat, pentru că agenția mea este... Toate sunt așa cu semn de întrebare, chiar dacă sunt puse absolut, în agenda. Da. Și agenția mea s-a mutat acum, nu știu, probabil tot din cauza acestei corona. Agenția mea este în Danemarca, agenția principală, dar mai am și alte agenții cu care lucrez. Uh-huh. Și s-au mutat complet apartament, nu știu unde aveau ei, că nu fusesem la ei. Sediu, da. Da. Și din cauza asta e contactul un pic mai dificil. Da. Mulți am auzit și dintre agenți, chiar de la agenții destul de importante, agenții care au intrat în faliment, agenții s-au reprofilat, s-au angajat. Serios? Și da, și au lăsat domeniul artistic în plata Domnului și pe artiști la fel. Ceea ce mai ales acum este aproape... E cam trist, da, e cam trist, pentru că, da, să zicem, putem înțelege, pentru că agenții sunt și ei persoane care, mulți dintre ei, trăiau numai din așa ceva, deci nu... Sigur, și văzând această situație cu venit zero atâtea luni de zile, pentru că ei trăiesc absolut, din comision, da. Nu? Da. Da. Oricum, deci... la Staatsoper a fost un act de curaj să facă aceste concerte, pentru că de câștigat nu câștigă foarte mult, mai cu 100 de bilete în sală și asta se face, se face și online difuzare, absolut. Live streaming, da. Dar am văzut că sunt gratuite, ceea ce da, este online sunt frumos. Gratuite. Da. Este frumos, dar într-adevăr nici de acolo nu vine nici o centimă. Da. Acum sper că nu te super pe mine dacă te întreb totuși salariile voastre, pentru că voi fiind fest în ansamblu de soliști aveați un venit lunar, ele au mers 100%, deci integral? De 100% a mers numai o lună.
deci luna aprilie, și începând din mai, eu cel puțin am primit numai 49% din suma brută pe lună. Înțeles. Deci reduse testul de mult. Da. Absolut, da. Da, pentru că n-am făcut nimic, nici n-am încercat să zic nimic. Am zis mersi că măcar primesc atâta, deși nu fac nimic. Sigur, acasă pentru că a fost și situația cealaltă a celor liberi profesioniști, care sigur că au rămas realmente în aer, sau în cel mai bun caz cu speranța că acele spectacole ratate se vor reprograma și majoritatea s-au reprogramat, dar nu stagiunea viitoare, peste două stagiuni, peste trei, dacă vorbim despre teatre importante. Da, da. Nu, la noi erau două premiere, eu nu eram niciuna, eram numai cover pentru a doua premieră. Era vorba de Così fan tutte în regia fiicei lui Ricardo Muti, iar Ricardo Muti trebuia să dirigeze. Da. Bineînțeles că s-a anulat complet pentru că era... Seria de cântăreți erau aproape numai din Italia, deci nu aveau dreptul să intre în Austria și, de fapt, nu se putea repeta. Nu exista dreptul de a repeta. Nici măcar singur cu pianist. Da. Și a doua era o nouă bale mascara, bal mascat, care ar fi fost acum, chiar la jumătatea lui, un pic după jumătatea lunii iunie și... Din păcate, până acum, niciuna dintre aceste două nu s-a reprogramat, dar probabil că cel puțin Così fan tutte se va reprograma. Da. Ei, vremuri grele chiar și la Viena. Da. Ce să zicem? Deși Viena, în comparație cu alte țări, a avut noroc să nu fie lovită așa de tare. Da. De asta nici măcar nu știm dacă a fost un noroc sau a fost în totalitate datorită acestor măsuri foarte restrictive. Da. Și restrictive și da, și luate realmente din timp. Da, așa asta a fost important. Da. Într-adevăr, de la Bayreuth, anularea și vestea venind așa, ex abrupto, rapid, nu se va ține în această vară festivalul Richard Wagner de la Bayreuth, pe mine m-a luat realmente prin surprindere, pentru că oricum făceam, după cum bine știi, transmisia direct eu și cu colegele mele a primei serii de spectacole din festival. Da, am citit că, mă rog, dincolo de această anulare, imediat au suferit și o pierdere, se pare că e o mare pierdere faptul că a murit dirijorul corului și directorul corului de la Bayreuth, Norbert Balac, și cred că așa se numea. Știu că era... vienez, oricum, a cântat și în corul de copii al operei de stat din Viena și așa mai departe. Da. Iar este o foarte mare pierdere pentru ei. Eu nu îl cunoșteam personal, da, pentru că eu la Bayreuth am cântat, așa a fost să fie, în două opere în care nu exista cor. Da, deci da. În ai cântat în tetralogie, da. Da, da. Și în Siegfried nu e cor, deci în tetralogie singurul cor există în Amurgul Zeilor și acolo n-am cântat și n-am fost nici cover, deci nu-l cunoșteam personal. Dar grozav an ai avut atunci în 2013, când de fapt s-a și aniversat bicentenarul Wagner, Verdi Wagner, de fapt, era. Da, da. Dar tu ai debutat în 2013 la festivalul de la Bayreuth, în tetralogia aceea, cu Kiril Petrenko, nu? Dirijor. Da, exact. Da, da. Da. Era primul an în care dirija la Bayreuth. Da, era de fapt și debutul lui exact. La Bayreuth. Exact, da. Și a fost o producție foarte... foarte, foarte discutată, care inițial a fost extrem de huiduită, adică regia, în general, da, la soliști, da, nu prea au fost. Și după aceea, în mod ciudat, a fost așa un val de reacții absolut pozitive, care au spus că
Așa ceva nu s-a mai văzut la Bayreuth, dar că este totuși unde s-au văzut multe, unde s-au văzut destul de multe în decursul ultimilor ani. Dar că totuși este nemaipomenit și că va rămâne în istorie ca un fel de cult, cum rămân filmele astea, cult, cult. Părerea ta care este? Tu care ai și lucrat respectiva producție? Deci, pe de o parte era și foarte distractiv, pentru că, într-adevăr, ca și cântăresc de operă, nu ești obișnuit să trăiești pe scenă ceva ce ai trăit în viața normală. Da. Bine că nu sunt isteric și nici violent în viața normală, dar trebuia să fiu ca și Fafner, trebuia să sparg totul pe scenă și să distrug și să, să stric cât mai mult dacă se poate și să fiu cât mai violent. Dar ce mai era interesant, faptul că mereu erai filmat. Deci eram mereu cu camera, existau câteva camere și câțiva cameramani pe scenă care ne filmau și eram transmis tot timpul, sau aproape tot timpul live pe un ecran imens în mijlocul scenei. Da, ca să vă supradimensioneze, cred că în asta consta supradimensionarea personajului. Da, și da, ca Frank să... Castor, dar cum ai lucrat cu regizorul? Eu m-am înțeles foarte bine. Pe undeva, la singura problemă ar fi fost cu dirijorul, pentru că eu, având o voce foarte mare, el, sau mare, nu foarte mare, să zicem, el a încercat, erau mai multe voci mari wagneriene distribuite în această producție, a încercat să scoată din partitură foarte multe nuanțe care de obicei se pierd de piano, mezzo-piano, și care de obicei se pierd pentru că majoritatea cântăreților wagnerieni, de teamă să nu se audă peste orchestră și mai ales peste orchestra de la Bayreuth, care este foarte specială și poziția are. Exact. În fosă e foarte specială, au tendința să cânte numai tare. Și asta a încercat el să facă cu noi, să ne oblige să cântăm nuanțele schise de Wagner. Și n-am avut discuții, am zis ok, asta fac, cum vreți dumneavoastră, m-am conformat, dar și eu și alții, de exemplu, ca să dau un exemplu, cel care a cântat Hagen, toată lumea a înțeles greșit, deci eu am avut impresia că noi nu avem voci așa mari. Da, 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 că sunteți, exact. Că sunteți de față cu voci mici. Și atunci eu am vorbit cu el și am spus, uite, câteva critici s-au legat de chestia asta, că nu prea n-am auzit în anumite momente. Și eu am să dau un pic mai mult. Și m-a lăsat, nu ne-am certat, nu ne-am... Păi el pare destul de... Kiril Petrenko pare destul de civilizat și oricum... La München obișnuit Da, numai că eu nu am mai... Deci aș mai fi cântat până în 2016, dar am decis să nu mă mai duc pentru că mi-era foarte greu cu Staatsoper. Am fost în an, ca să îți dai seama la ce mă refer, în primul an când am debutat acolo și era pentru mine foarte important, a trebuit să mă duc și să mă întorc de la Viena la Nuremberg, că nu se poate zbura direct la Bayern, numai la Nuremberg și de acolo să mai ai și trenul. De 20 de ori, dus întors. De ce? Pentru că aveai spectacole programate și... Aveam cover, aveam spectacole, aveam o nebunie. De exemplu, e o chestie care e aproape secretă, nimeni n-a știut treaba asta. Într-o zi n-aveam cum să fac, nu puteam să plec de la repetiție de acolo, a trebuit să fac repetiția și a doua zi aveam spectacol cu Basilio aici, la Staatsoper, la Viena. Și... n-am putut să plec cu o seară înainte pentru că a fost repetiția până seara târziu, nu mai știu exact, până la 10 seara. Și atunci am plecat dimineața, urma să zbor dimineața și când mă trezesc dimineața, mă uit pe internet ca să fiu sigur, scrie, avionul dumneavoastră are întârziere deocamdată de o oră jumate. Și eu am intrat în panică, zic, nu era chiar dimineața, era un pic așa pe la 10. Da. Deci ar fi plecat pe la 11 jumate în loc de 10. Și zic, Doamne, nu mai ajung să fac spectacolul de seară cu Basilio și nu e, Basilio nu e un rol foarte ușor. Sigur, toată lumea îl cunoaște. Trebuie anunțat, evident. Absolut. Deci erai cover, erai chiar pe personaj. Eram chiar pe spectacol. Da. Și am plecat, am ajuns la Nuremberg, la gară, deci cu trenul,
Și m-am uitat iarăși pe internet și scrie că mai avem încă jumătate de oră în plus întârziere. Și atunci am zis, eu mă urc în tren, următorul tren pentru Viena pleca imediat, și mă urc în tren și plec. Erau 4 ore jumate. Și într-adevăr, am plecat cu trenul la Viena. După 4 ore jumate, când ajungeam eu la Viena, ateriza și avionul la Viena, la Da, un aeroport. război într-adevăr al nervilor, îngrozitor, Da, adică absolut. totuși Și când din cauza știi. acesta, ultimul an, în 2015, am anulat, pentru că obligau iarăși cel puțin de 6 ori, adică să mă duc, să mă întorc, să mă duc, să mă întorc. Și am zis, nu mai vreau. Da. Și pe de altă parte, am avut și ceva probleme familiare aici, cu niște boli, deci nu eu, ci din familie, și la urmă am zis, nu, nu mă mai duc. Dar refuzul de a nu mă mai duce în acest ultim an a făcut că nu m-am mai chemat de atunci, din Da. 2015. E, nu-i nimic. Poate că de acum încolo, după pauza asta de o vară la Bayreuth, cine știe, Da. poate se deschide din nou ușa acolo. Sorin, eu aș Da, sta cu e tine frumos. de vorbă încă 3 ore de acum încolo, dar ne despărțim cu promisiunea că o să mai facem un asemenea interviu. Sunt foarte, foarte multe lucruri de spus. Eu știu că tu ai multe lucruri de povestit după, practic, după o carieră pe care o faci de la 24 de ani. Deci, Foarte Diana, au devreme. trecut Foarte 25 devreme. de ani? Au trecut 25 de ani de când faci Ah, această deci debutul meu a poveste. fost la Atena, în rolul titular din Don Giovanni, pe 4 Și martie. acela a fost primul interviu pe care l-am făcut noi și culmea a rămas și singurul până în momentul Da. acesta. Ah, serios? Nu Da. știa. Da. Da, și era în anul 1996. Șase. Deci la un an după ce terminasem facultatea, absolvisem la București, la Academia Da, erai foarte tânăr de și Muzică. ai avut atunci un debut absolut splendid cu Don Da, de Giovanni. atunci a început și cariera. Da. Exact, da, direct afară, da, afară Da. cu tine din țară, da. Dar știi ce, te rog, rapid, 2 minute să te mai auzim cum cânti. Se poate? Da. Așa, de final, rapid, te rog. Sper că mi-aduc aminte cuvintele. Deci e vorba de o arie din Don Quixote de Masné. De fapt, nu e o arie propriu-zisă, ci făcută ca și arie, cu 2 strofe. În operă sunt 2 strofe separate, cu text între. Da. Cantare sunt exitoare, et quand la nuit descend des cieux, couvre la terre de ses voiles, je fais ma prière à tes yeux, à tes yeux. Je fais ma prière et c'est dans la fleur de tes lèvres qui ne saurais jamais mentir. Amour tout palpitant de fièvre se fait un nid possible tout palpitant, palpitant de fièvre. Îți mulțumesc din tot sufletul. A fost o serenadă, nu? Am luat-o ca pe o Da. serenadă personală, să Pentru știi. Dulcine, Da, serenada pentru Dulcine. exact. Îți Da. mulțumesc mult de tot pentru această întâlnire și pentru Și eu dialog. mulțumesc din suflet. Și te îmbrățișez cu mare drag și dor. Sper să ne revedem curând.
Da, și eu cu mare drag și sper să ne revedem curând, poate nu la Viena de data viitoare, ci în altă parte. Da. Ah, da, Da. sudul Franței, neapărat. Da, Ne bine, place. proiectele mele sunt la ora actuală mai spre nord, cele pe care încă unul l-am și semnat, celălalt încă nu. Ceva Ramfis-Sinaida, ceva Rusalka, ceva de Oricum, genul ține-ne la curent, neapărat. ăsta. Te Da. Bine, îmbrățișez cu mare mulțumesc drag. din suflet. Te pup, Da, pa, pa, mare pa. drag și eu, copii, pa, pa, pa.